favourite cars. The Alfa Romeo 166, been around a few years now, but unfortunately you've never been able to buy one because it depreciates as fast as it accelerates. However, we think we've found a solution. We think we've found a way that you can afford one. An Alfa 166 like this is a sign that you have exquisite taste. It shows the world that you put aesthetics above practicality and that you won't simply run with the pack. Put it like this, Alfa males by BMWs. Alphas are for nice people. Unfortunately, if you buy a 166 for £29,900 in a year, it'll be worth £13,000. That's £17,000 gone. And that works out at £325 a week. That's nearly £50 a day. £50 a day in depreciation alone. The solution would be to buy one second hand. But you can't do that because no one bought one new in the first place because the depreciation was so bad. 166, they should have called it the Catch-22. Sales of this car have been so pathetic, yeah. I really did think Alfa would simply stop selling it here. But they haven't. They just made it better. Nu pot acum că se ocupă. Nu bine, mă, hai că vii. Dar vezi că nu stau mult. It's not just a work of art on the outside either. When it breaks down and you have to get the bonnet up, you're in for a... Salut, oameni buni, ce faceți? Păi mergem la firmă. Oare ei nu lucrează în același loc? Așa, parcă era vorba să ne vedem azi. Azi vine ăsta din Spania să zice mașină și-o luat. Bă, mori încet, bă, mori încet. Vorbești serios că de asta m-ai chemat? Da, mă, ce are? Păi pentru chestii de genul ăsta n-au să mai vin. Ce chestii, mă? De câte ori vine ăsta din Spania? Mi-ar putea păsta mai puțin. Dar acum, dacă tot am venit, o-i stă. Asta, ombre, ce vine acasă! Chica! Cum a fost drumul? Bă, drumul a fost foarte bun, am ajuns azi dimineață, am venit pe autostradă, a fost minunat. Am venit și cu bijuteria asta, acum 20. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.
And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. Hello, ce-ai mai adormit? Sau nu-ți vine să crezi ce mașină am luat? Hai să vă duc la tură. Mai nu pot acum, am ceva treabă prin oraș, trebuie să mă pun la finanțe și după aia la cumpărături. Dar ce, mă, nu te pot duce eu? De acum am făcut plinul. Hai, că am bani destui de benzină. În plus, nu-i merge pe jos, că atât țăranul bistruța. Bine, mă, cum vrei tu. Andrei, hai să mergem. Ciao. Ciao. Hei, hei! Ce oameni! Salut! Ce facem, mă, cu doctorat? Mă flatez, nu m-am întins eu. Ați mai fost la proiectul la munți? Da, și pot să spun că a fost foarte. Deci eu, mai ales că am înțeles că stai la cabană și ziceai că îți place mult să ai la drum lung în dreapta. Nu așa că e o scumpă. Da. Bă, m-am gândit din banii următori să iau mașina. Ești sigur? Uite-te la locul ăla din dreapta. Cum ți-ar plăcea să fie gol? Nu pare bine când ne văzut. Sper să ieșim cândva. Pa, pa. La totuși. Ce ai pierdut? Nimica. Chiar, nu era nimic. Ba, ceva ați discutat. Eu spun, chiar, nu era nimic. Hai, trebuie. Am un proiect care s-ar putea să fie banii de mașină pentru Simona. Ce zici? Bă, ce tare a fost plimbarea de ieri! Că ți-ar place să conduci bijuteria. Salut, mama! Cum ai vremea prin Spania? Da, mama, e totul bine cu facultatea. Da, și cu prietena e bine, mama. Auzi? Cred că știu ce vreau să fac cu banii pe care am primit.